Totul s-a întâmplat acum 4 zile pe strada Matei Basarab din Chișinău, în timp ce tânărul se plimba împreună cu iubita sa. Acesta a fost lovit violent în cap de trecătorul care l-a tâlhărit. Drept reacție, în aceeași clipă, victima a alertat forțele de ordine, care au dat în câteva zile de urmele suspectului. Când a произошёл incident, примерно какое время сутки было? Часа час два ночи было. Acesta însă are altă versiune privind cele întâmplate. У него на плече была сумка. В время потасовки она слетела. Он побежал вниз и звал полицию. Я спускался вслед за ним вместе с сумкой в руках. Он также продолжал дальше кричать: «Вызовите полицию, вызовите полицию». И я свернул и ушел. Totuși, acesta a recunoscut că a luat geanta care nu i-a aparținea. Prejudiciul care a fost cauzat victimei a fost estimat la suma de 2200 de lei. Bărbatul cu antecedente penale s-a ales cu un dosar penal pentru jaf. Suspectul s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 47 de ani, locuitor a capitalei. Acesta nu este la prima abatere, el fiind anterior judecat pentru circulația ilegală a drogurilor și huliganism. El este cercetat penal în stare de libertate pentru jaf, infracțiune pentru care ar putea să facă până la 7 ani de pușcărie.